fotbal Franța, Coasta de Fildeș, vineri, ora 22:15, Digi Sport 3. Tenis, Gabriela Ruse, Elena Rybakina, vineri, ora 19, la Digi Sport 2. Iordănescu Jr a debutat cu stângul la cârma tricolorilor. România nu a făcut un joc strălucit pe stadionul Steaua, în fața aproximativ 20.000 de spectatori, iar fostul internațional Gabi Balint a tras un semnal de alarmă la finalul partidei. Galerie foto. Gabi Balint, după România, Grecia 0-1, am avut o evoluție foarte slabă. Fostul atacant a identificat problemele tricolorilor și a transmis selecționerului că mai are foarte puțin timp la dispoziție, înaintea începerii jocurilor oficiale, pentru a crea un nucleu de 8 jucători de bază. Mă gândeam că nu se poate produce o schimbare mare, dar am avut o evoluție foarte slabă, mi-am dat seama că echipa noastră nu joacă deloc colectiv, nu avem un bloc funcțional. Probleme mari pe flancuri, central, Chiricheș, de multe ori departe de adversar. La mijloc, la fel. Toți jucătorii parcă joacă doar pentru ei, doar individual. Să o dea printre picioare Octavian Popescu și am lămurit-o, Pușcaș nu s-a văzut pentru că s-a mișcat foarte puțin. Suntem foarte departe, Edi are mult de lucru. Are două meciuri amicale în care poate să mai facă încercări, dar vin meciurile oficiale și trebuie să găsească 8 jucători, un nucleu. Nu avem jucători de bandă dreaptă, în afară de Man, care a fost bolnav, nu e niciun jucător de bandă dreaptă. Maxim Ivan nu dau randament acolo, n-au cum. Octavian Popescu e bandă stângă, el nu poate să plece din spate. Tănase nu e vârf. Nu avem lot, nu avem soluții. Mă așteptam să se schimbe ceva în bine, dar mi-am dat seama că nu era normal să se întâmple ce așteptam. Trebuie să fim mai echipă, să lase jocul individual, cum au făcut Muntenegru, Macedonia de Nord. Fotbalistul complet e cel care gândește și joacă repede. La noi, fiecare vrea să iasă în evidență. Octavian Popescu a jucat jumătate de oră, a avut doar două faze, la 35-40 de metri de poartă. Puțin. Tănase, la fel. Arată ceva când intri. Edi va face multe schimbări cu Israel, dar încep meciurile oficiale și nu mai poți să cauți. Trebuie să fie România, nu X sau Y, și atunci o să avem și noi ceva rezultate. Păcat că s-a jucat și pe un stadion nou. Să ne gândim la pași mărunți, nu la calificare. Să vedem ceva pozitiv de la meci la meci. Iar ne gândim la faza finală, la calificare, și nu vedem prin ce trebuie să trecem ca să ajungem acolo, a spus Gabi Balint la Digi Sport Special. Etichete Gabi Balint, Edi Iordănescu, România-Grecia. Urmărește știrile Digi Sport, roșii pe Google News.